Abia m-am spălat pe față și atunci, până încep să vă povestesc, trebuie neapărat să aplic crema de ochi și este Baume Eficace de la Sisley Paris. O să aplic imediat și ser. E un daily vlog în care aș vrea să abordez o temă pe care văd că o dezbat foarte multe persoane, inclusiv psihologi, psihoterapeuți, psihiatri, chiar sociologi, oameni care studiază serios ceea ce se întâmplă cu tendințele, putențe de evoluție, să zicem, ale speciei umane, deci nu mai evoluție nu e. Știți, cred că știți părerea mea legată de animale și o să spun scurt. Animalele nu fac război, animalele nu poluează, oamenii fac război, oamenii poluează, mulțumesc. Și aud mereu vehiculată chestia asta, dar de fapt nu mereu, este deja un fel de etichetă, așa, etichetă, nici nu se spun, un curent, cred că e chiar un curent în psihologie și în partea asta despre spiritualitate, că noi femeile ne masculinizăm. Că a apărut acest grup, așa să-l zic, al femeilor care spun, domnule, noi nu. Asta este de la Goldish. Nu reușesc eu să scot mereu cu pompița și vreau un pic mai mult. Nu mai scos așa. Este doar al meu, îl folosesc doar eu, așa că pot să-mi bag degetele în el. Că femeile sunt prea masculine, că femeile sunt prea pretențioase, că în momentul în care ajung să aibă o anumită forță de a fi independentă din punct de vedere financiar, nu toate, atenție, că nu toate suntem femei de afaceri cu sute de mii sau milioane de euro, dar în momentul când ajungi la un anumit nivel de independență și financiară și psihică și emoțională și așa, că devenim rele, că bărbații nu se mai pot apropia de femei, că femeile una peste alta devin prea masculine și că asta îndepărtează bărbații și că îi fac pe bărbați să fie foarte dezamăgiți de ceea ce se întâmplă astăzi în lume și că e un trend general. Bărbații se plâng că preferă să fie singuri sau crema Goldish. Ador gama asta, efectiv o ador, deci foarte rar folosesc eu termenul așa, dar Goldish este gama aia de la Imar care, da, uite, care chiar face femeia să simtă foarte femeie, foarte regină, numai că apoi coboară în arena societății și trebuie să fie de toate și povestesc și pe tema asta. Bun, deci bărbații se plâng pe chestia asta, că femeile sunt rele, că sunt profitoare, că sunt nu știu ce, le dau și lor dreptate, așa este, există și în rândul femeilor, adică cum există și în rândul bărbaților, există femei profitoare, într-adevăr, care sunt în primul rând interesate de potența financiară materială a unui bărbat și abia apoi de partea de sentimente și da, sunt femei dispuse să facă compromisuri și să accepte, inclusiv să fie jignite, inclusiv să fie scoase așa dintr-un circuit al societății doar ca să aibă confort material. Adică gândiți-vă că sunt femei care nu fac absolut nimic, adică nici măcar treburile din casă sau nu se implică, să zic, ok, ai hotărât că nu mai muncești, că stai acasă, ești casnică, dar de multe ori sunt multe femei care nici de copii de fapt nu se mai ocupă și nici de casă, nu fac decât să stea într-o eternă letargie de cafeluțe, mers la manicură, pedicură, săptămânal, bineînțeles, uitat la filme, la telenovele, făcut cumpărături toată ziua, dat indicații la bonă, dat indicații la menajeră și devin așa un fel de, într-adevăr, de persoane care nu prea își au nicio utilitate. Sunt și cazuri astea, bineînțeles că sunt, nu sunt atât de multe, sau sunt femei care, în păcate, se refugiază în diverse preocupări nu tocmai sănătoase, fie se apucă de băut, fie cad într-o depresie pe care nu vor să și-o recunoască și atunci când partenerii sau cei din familie încearcă să le ducă, adică chiar insistă, hai femeie să te duc la doctor, hai să te cu tine, nu, tu ești de fapt la problemă, așa, deci sunt tot felul de contexte. Deci v-am zis, alcoolism, o depresie care o pui tot timpul, o pui pe seama celuilalt, după aia tot felul de mofturozități dintre astea, toată ziua stau în casă, toată ziua mă preocup doar de mine și mai sunt răutăcioasă și cu menajera și cu bona și cu tot ce am și cu șoferul și cu toată lumea, că eu mă consider un fel de regina al lumii. Sunt și cazuri acestei femei, îmi pare rău. Dacă sunteți bărbați pe aici care vă confruntați cu așa ceva, decizia e în mâinile voastre, ca să spun. Mai nasol e când e un copil la mijloc sau mai mulți copii. Deci eu recunosc că sunt și cazuri de-astea și eu cunosc în jurul meu, am femei de genul, de stilul acesta, adică care au senzația că dacă sunt femeie și bărbatul meu câștigă ceva mai mult, tot timpul mie trebuie să-mi aducă plocoane și eu, dacă se poate, să muncesc cât mai puțin, să fac lucruri cât mai puțin și eu doar să stau, să aștept și el să facă, să se ocupe de tot, dacă se poate să îi facă programul și menajere, ce să facă. Și cunosc situații cu oameni foarte bine financiar, unde efectiv femeia chiar nu face nimic. Sunt și situații unde amândoi trag și foarte mișto în punctul ăsta de vedere. Și apoi hai să ajungem până la urmă la întrebarea mea. De ce nelămurirea asta, că de ce lumea e supărată că femeile au devenit din ce în ce mai masculine și că multe femei au chestia asta, domnule, vreau să fiu singură, independentă și n-am nevoie de nimeni. Bun, păi hai să o luăm așa. Am stat și m-am gândit înainte de a începe clipul și mă gândeam inițial că în anturajul meu cunosc doar 3 cazuri de femei care, după ce au devenit mame, s-au găsit în ipostaza în care au trebuit să aibă grijă singure de copii, pentru că bărbatul dintr-o dată a avut așa o revelație și a dat seama că pe el nu mai interesează să fie tată și să aibă grijă de copil. Și am zis 3 cazuri, pe aia zic, a, da, stai că o știu și pe aia, a, da, stai că o știu și pe tipa aia, a, da, stai că e și asta e așa. Și mi s-au cam umplut mâinile de câte cazuri am în jurul meu, deci și eu nu am un anturaj foarte mare, nu sunt un om cu 7000 de prieteni, cu nu știu câți verișori fini și așa mai departe. Dar numai gândindu-mă la oamenii pe care îi cunosc eu și cunosc situațiile, știu o grămadă de femei care s-au regăsit în această situație, mai exact, au avut un copil, fie că s-au căsătorit, fie că nu s-au căsătorit, pentru că asta nu este o regulă, gata, au făcut copil cu cineva, au stabilit de comun acord, tot a fost bine și frumos, a născut copilul, vai ce minunăție, vai ce mândru sunt ca tată, nu știu ce, după care după câteva luni, vai, de prea greu să fiu tată, eu plec la părinți sau eu mă despart sau m-am dus să stau singur și lucrurile s-au rupt acolo. Nici nu a mai existat suport, nici financiar, nici material, nici de niciun fel și mama s-a regăsit dintr-o dată în situația în care trebuie să-l faci pe toate. Și oricât ai fi de puternic ca personalitate puternică, ca femeie, oricât ai fi de... să ai și o forță fizică, că trebuie să ai și asta, este foarte neplăcut să te trezești la câteva luni sau cu un copil de 1 an, că dintr-o dată partenerul tău, cel care este și tatăl copilului, îți spune, știi, pentru mine e prea greu, eu vreau altceva, vreau să-mi trăiesc viața, lasă că vedem noi cum facem cu pensia alimentară, te trezești că primești pensia alimentară o lună, după care domnul uită, pentru că, ce să vezi, pleacă în concediu sau merge să călătorească cu o altă doamnă, evident trebuie să-și continui și el viața, numai că banii se duc mai mult la doamna respectivă și nu mai sunt bani de pensie alimentară. Iar tu când suni ca mamă și spui, băi, copilul, nu știu, a fost bolnav și a trebuit să cheltuiesc mai mult, uite, am dat 300 de la doctor, atunci, a, dar nu am bani luna asta să-ți dau, că tocmai ce m-am întors din Dubai. Păi, și eu ce să fac? Să-i spun copilului că vezi că taică tu a fost în Dubai și... am dat toți banii pe care am avut eu pe medicamente și pe așa și săptămâna viitoare mâncăm pâine cu cartofi sau nici atât. Și atunci mama ajunge să, în cazuri de astea, femeia, mama ajunge să facă evident eforturi mari, să se agite și prin activarea forței și fizice și psihice, da, ajunge oarecum să se masculinizeze sau să capete o lehamite față de bărbați și să spună, păi, pana mea, dacă ăsta cu care am făcut copilul s-a bucurat că a devenit tată și la câteva luni după aia a dat bir cu fugiții. Nu e îndreptățită oare femeia să facă o generalizare, mai ales atunci când îți arde focul în cap, știi, când ești copilul bolnav, când ești cu toate cheltuielile pe cap și nu este nimeni acolo măcar să spună, băi, stai că ține copilul 3 ore să dormi și tu, sau să te speli și tu omenește, sau să te duci tu la cumpărături liniștită. Nu. Și bănuiesc că toate cele care ați fost, care sunteți mame, sau măcar care aveți în anturajul vostru rude care au copii, știți ce înseamnă uneori, ce înseamnă să mergi la cumpărături cu un copil de 1 an sau 2. Nu e nicio plăcere. Da. Și multe alte lucruri pe care nu poți să le faci oricât ai vrea. Când aude chestia asta, vai, eu sunt o mamă care fac și aia, nu ești. sigur, adică ceva faci bine, dar n-ai cum să le faci pe toate bine. Nu ai cum. A, că ai și bonă, și bunica, și asta. Da, foarte bine, felicitări, dar nu mai spune că le faci singură, pentru că n-ai cum să le faci singură. Că am auzit lucruri de astea în jurul meu. Vai, eu le fac pe toate. Serios. Serios. Și aici pot să spun din punctul meu de vedere că mi-am aminte primii 2 ani până când am avut noi bonă, pentru că am luat bonă în momentul în care m-am întors eu la serviciu. Din punct de vedere al treburilor prin casă și al lucrurilor, cum eram eu obișnuit să le fac, am fost zero, pentru că nu mai reușeam cu un copil să țin și superordine în casă, să țin cât de cât o organizare, nu mai aveam când, nu mai aveam cum, pentru că prioritatea era copilul, trebuia să mă ocup de el. Nici mâncare nu mai reușeam să fac atât de bine și atât de des. Îi făceam mâncare pentru el, pentru că până la 2 ani oricum copiii mănâncă într-un anumit fel, dar pot să spun că pe mine m-am neglijat într-un fel, pentru că nu ai cum, nu ai decât 2 mâini și un cap, știi? Știu că la un moment dat îmi luasem am avut niște bone studente pe care le luam cu ora, veneau 2-3 ore fetele pe zi, veneau fix în momentul în care băgam la spălat, dădeam cu aspiratorul, făceam de mâncare, sau ieșeam cu copilul în parc împreună, pentru că era greu de cărat și căruț și nu știu ce. Nu mă refăcusem atât de bine, să zic, fizic. Și chiar nu reușeam să car toate lucrurile acelea după mine și atunci 2-3 ore pe zi, mi-am cam de că le plăteam la oră. Nu îmi permiteam să am o bună full-time sau nici măcar part-time și mă descurcam așa cum puteam. Și am văzut multe femei în situația asta, am văzut multe femei care nu aveau ajutor absolut deloc, care nu-și permiteau nici atât și care spuneau, băi, copilului i-am făcut pireus de banane cu cereale, nu știu ce, dar eu astăzi am mâncat pâine cu pate cu soia și spuneam și eu la fel, același lucru, ne luam de mână. Adică am mai întâlnit situații de astea, mă mai întâlneam prin parcuri sau prin locuri de joacă și așa și ne recunoșteam după fața aia leșinată, după părul mereu prins, pentru că nu aveam tot timpul, chiar dacă îl spălam, că aminte mă spălam pe păr, am mai aveam timp să-l aranjez așa și tot timpul stăteam cu părul prins. Da. Și atunci, ei, bine, eu n-am avut situația asta să am, adică partenerul meu a rămas alături de mine și ne-am implicat amândoi, dar și el muncea, nu puteam, știi, să-i zic renunța la serviciu, stai să mă ajut copilul, că nu era normal. Ia gândiți-vă la o femeie care trece prin situația asta și nu are nici soțul alături, știi? Eu măcar după ora 18, când venea el acasă, puteam și eu să mă odihnez, puteam și eu să mănânc, stăteam împreună, că era cu totul altceva, în weekend-uri la fel, recuperam multe din lucrurile pe care nu le făceam în timpul săptămânii. Dar ia gândiți-vă că sunt femei care sunt în situația asta și nu vine nimeni nici după ora 18 acasă, nu se întâmplă nimic. Și atunci este foarte, foarte neplăcut. Iar recent vorbeam cu cineva care îmi povestea că nu a mai ajuns nici măcar să meargă la dentist, nici măcar să se ocupe de nimic de pe propria persoană, pentru că are copilul mic, 1 an și ceva, la fel un tată care la câteva luni a zis, a, da, e prea greu pentru mine să fiu tată, eu nu credeam că o să fie așa, îmi pare rău, ne despărțim, lasă că văd eu când îți mai trimit. Bineînțeles că din momentul în care a plecat la revedere, nici măcar un leu n-a trimis copilului, nici măcar n-a dat un telefon să vadă, bă, mai trăiești, mai așa. Și din păcate situații de astea sunt foarte multe și ce am observat este că e greu să le identifici. Și vorbesc de cazuri pe care le știu în jurul meu, de oameni care au început foarte bine toată chestia. Foarte bine, ziceai, mamă, sunt cuplul ăla perfect. Și apoi el la câteva luni a avut, adică s-a născut copilul, pam, 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 la 3-4 luni a zis, drava mea, dar eu nu mai pot. Eu nu mai pot, eu plec, eu nu mai, pentru mine e prea complicat, nu știam că așa e să ai un copil. Nu vorbesc de foarte tineri, de 21-22 de ani, vorbesc de bărbați de 30 plus. Eu consider că totuși după ce ai trecut de 30 de ani, te-ai cam înțărăcat, adică cam știi cu ce să mănâncă treaba. Sau, ok, să zicem că ai într-adevăr această revelație și spui, bă, nu e ceea ce îmi doresc eu, ok, nu vreau să rămân într-o relație ipocrită, stabilim niște chestii, hai să vedem, eu îți dau atâția bani, vin și eu de 2 ori pe săptămână să dau copilul, îmi dai copilul în weekend, să facem niște lucruri, dar stabilim și ne ținem de treaba asta. Nu mă țin prima săptămână, după aceea, draga mea, vezi că nu mai vin, că trebuie să plec la țară, nu știu unde, ies cu prieteni la munte, stai că luna asta n-am bani, că trebuie să-mi plătesc așa și tu te trezești că a trecut o lună, 2, 3, 4, 5, 6 și tu de fapt nu mai ai nimic și ești o mamă singură. Atunci numai că devii și bărbat, cer scuze, dar cam devii omul universal. Așa că vreau să spun că lucrurile astea nu le poți generaliza. Nu poți să spui că toate femeile s-au masculinizat, dar sunt femei care s-au masculinizat forțate de context. După aia sunt acele femei care, într-adevăr, au muncit foarte mult, au ajuns la un nivel financiar, material, social, stabil. Este evident că vor alături de ele un bărbat care să fie măcar ca ele. Și eu asta să îndeamnă acum. Și un bărbat își dorește, cred că, același lucru. Deci aici nu ține cont de gen. E o chestie, să zic, din instinct și naturală. În momentul în care îți alegi un partener, vreți să fiți cam pe aceleași poziții de flexibilitate socială și materială. Hai să o zicem pe aia dreaptă. Niciodată un măturător de stradă, n-am nimic, apreciez foarte mult aceste munci, dar cineva, să zicem, care câștigă 2500 de lei pe lună, nu are cum să aibă o relație de amor extraordinară cu cineva care are o afacere și câștigă în jur de 20.000 de euro pe lună. Adică povești de alea Jenny Saura, mai ziceți alea din telenovele, bărbatul super bogat care se îndrăgostește de fata super săracă și au și o relație fericită după aia, așa ceva nu există. Nu cred în asta. Da, e părerea mea personală, nu cred în diferențele foarte mari sociale implicate într-o relație. Întotdeauna când fie el este foarte sărac sau, de exemplu, nepregătit intelectual, fie invers, întotdeauna vor fi probleme în acea relație. Nu are cum. Pentru că întotdeauna cineva se va simți un pic în urmă sau se va simți că trebuie să-l tragă pe celălalt și va simți o povară. Doi oameni care intră într-un cuplu, indiferent că este homo, că este hetero, ciofii, trebuie să fie cât de cât la cam la același nivel. Evident, trebuie să fie contabil, adică vai, hai să ne întâlnim, tu adu adeverința de s-a devenit și eu aduc adeverința de venit. A, stai puțin că eu câștig cu 100 de lei mai mult decât tine. A, nu. Dar cam pe acolo, să fie cam prin aceeași zonă, apropiat. Evident că sunt și excepții de la regulă pe lumea asta, cu cazuri celebre. Adică dacă voi vreți să credeți în povestea Pretty Woman, ok, credeți, multe felicitări înainte. Or fi pe lumea asta și cazuri de-astea fericite, dar în majoritatea situațiilor, în tot ce am văzut, în toată experiența mea, când diferența de clasă socială, de educație și de material este foarte mare între cei doi parteneri, nu este ok. Merge o perioadă, poate să fie o atracție fizică, poate să fie o atracție de moment, nu merge. Ăla care, să zicem, e mai sus din punct de vedere social, material, nu știu ce, ok, poate are și educația și la un moment dat încearcă să ajute pe celălalt, fie că este un el, că este un ea, și de la un moment dat zice, bă, stai puțin. Totuși, adică doar eu, doar obosești fizic, adică există și chestia aia. Cum și la fel, dacă ești în poziția aia, ești acolo jos, din punct de vedere social, material, nu ai nici educație și el sau ea este un pic mai sus, te simți aiurea, pentru că ieșiți în niște contexte, aveți niște lucruri, trebuie să faci niște chestii împreună și ție ți se pare complet anapoda. Tu nu înțelegi de ce este important, de exemplu, să mergi la un concert, tu nu înțelegi de ce e important ca la un restaurant să mănânci cu furculița, tu nu înțelegi de ce trebuie investiți niște bani în asta și te poți să te superi, nici nu vrei să accepti explicații și atunci este o debandadă. De asta eu nu cred în acele diferențe sociale majore între parteneri, repet. Și de asta se întâmplă ca să ajungă câte o femeie la un nivel financiar, social, material sau de educație foarte înalt și atunci se fie foarte greu să se înțeleagă și să își găsească un partener sau parteneră. Că acum vorbim de femei, că femeile s-au masculinizat și ajung, din păcate, să-și trăiască o solitudine pe care o să o spun cinstit. Eu nu cred că o trăiesc fericire. Omul, prin esența lui, nu este o ființă solitară. Noi, în ADN-ul nostru, în structura noastră, în ceea ce suntem ca ființe, suntem ființe sociale. Noi avem nevoie întotdeauna și în epoca Neandertal și în toate descoperirile care sunt legate de specia umană, demonstrează că omul a trăit în grupe și are nevoie de chestia asta. Nu suntem ca, nu știu, sunt animale solitare, nu vine acum. Și ursul panda e solitar, apropo. Ursul panda trăiește el singur el așa și numai când se împerechează. Se întâlnesc prin pădurea de bambus, unul strigă pe celălalt de la, am înțeles că chiar de la 10 de kilometri. Bun. Dar în rest, omul e ființă socială și are nevoie de interacțiune, e una dintre nevoile lui. Și ca femeie, să zicem, da, poți să-ți asumi chestia asta cu singurătatea o perioadă, dar nu îți este bine și orice ar vrea să-mi spună orice femeie puternică și plină de bani, ca să folosim acea sintagmă foarte comică din media, are momente când nu e ok. Știu că nu o să recunoască, știu că sunt femei care sunt, nu, dragă, da, câți bani am, îmi permit la orice oră să plec unde vreau, să... Da, bine, ok. Am înțeles, noi vorbim. Nu cred în asta, pentru că am văzut ce se întâmplă cu aceste femei singure, care vor să fie singure pe viață, am văzut ce se întâmplă în timp. Am, la fel, foarte multe cazuri în jurul meu și nu e ok. Nu e ok, pe termen lung sunt inclusiv și probleme de dezechilibre și hormonale și dezechilibre emoționale și multe alte lucruri. Da, în fine. La urma mea, dacă ți alegi, acum nu spun, singurătatea pe anumite perioade scurte e chiar benefică, dar nu a la lung, adică nu poți sta ani și ani și ani și ani. Evident că decât să îți găsești un partener cu care să nu te înțelegi, vorba francezului, mieux vaut seul que mal accompagné, mai bine singur decât prost însoțit, dar uite, vedeți că totuși femeile care reușesc să ajungă la un nivel și intelectual și social, să zicem, mai ridicat, și încearcă să-și caute un partener, se confruntă totuși cu chestia asta a bărbaților, nu care n-au nivelul ăsta, care au nivelul ăsta, adică la fel, sunt ok financiar, sunt ok, sunt ca ele, dar care au niște comportamente de imature. Și nici nu sunt verbalizate. Adică sunt de acord cu momentele acelea din viață când doi oameni se întâlnesc. Acum vorbesc de relațiile hetero, că pe asta le știu mai bine. Un el și-o ia și spun, bă, suntem fiecare. Zice, bă, nu îmi doresc, că nu sunt într-o etapă a vieții mele, că nu îmi doresc o relație pe termen lung. Și bine, mai ales când e vorba și de o perioadă a maturității, când vorbim deja de 28, 29, 30 de ani, când am intrat deja într-o epocă, într-o etapa vârstei, că nu chiar ne mai jucăm de-a puia gata, să spunem direct lucrurile astea. Băi, nu vreau o relație stabilă, hai să vedem, adică vreau așa să mă văd cu cineva. Sunt bune și aceste momente în viață, dar bine să fie verbalizate și spuse, ca să nu-i creezi celuilalt așteptări. Pentru că de multe ori se întâmplă, uite, un el și o ea se întâlnesc, se plac, încep să se vadă, ba se stă la unul, ba se stă la celălalt, se mai pleacă într-un concediu împreună și la un moment dat unul dintre cei doi are niște așteptări. Părerea mea e în felul următor. În momentul în care au trecut niște săptămâni, o lună, două, trei, de când te vezi constant cu cineva, e bine ca să existe, mai ales v-am zis, când e vorba de vârste de astea, de la 25-26 în sus, să existe așa un moment în care cei doi să discute, nu neapărat, vai, hai să facem un plan, dar fiecare să spună, bă, îmi place, uite, suntem de 3 luni împreună, tot ieșim, tot ne plimbăm, tot așa, dar eu nu îmi doresc altceva de la tine, și celălalt să spună ce simte. Pentru că lucrurile astea lăsate așa, fiecare crede despre celălalt, dar nu se discută de fapt niciodată pe față, sunt foarte inutile, pentru că ajungi la un moment dat că stai de un an cu cineva. Și mi-aduc aminte, aveam la un moment dat o amică, stătea acasă la un tip, s-au cunoscut întâi, normal, dragoste de la prima, dragoste, atracție, că prima dată nu e așa, atracție la prima vedere, mamă ce mișto ești, mamă ce mișto sunt eu, mamă cum, ce bine ne înțelegem, când la unul, când la celălalt, după care el a zis, bă, ca să ne mai foim atâta, stai mai mult la mine. Au trecut 6-7 luni și ea deja și-a imaginat că se vor întâmpla niște lucruri, și anume ea se gândea deja că va fi căsătorie, că va fi nu știu ce și așa. Și a început să pună niște discuții, dar la modul că nu interogativ, ci așa sunt. La modul, hai să luăm în casă nu știu ce, că avem nevoie de asta, adică a început ea să fie oarecum, ar veni femeia în casă, la care el a spus, stai puțin, asta e casa mea, da, mă bucur foarte mult că suntem împreună, ne înțelegem, nu știu ce, dar nu suntem în acea etapă a relației în care, bine, cum ar fi fost discuția aia? Certe cu oamenii s-au certat foarte rău, ea a spus, cum, dar stau de 7 luni la tine, nu știu ce, mâncam împreună, ieșim, așa, păi eu am crezut că ai intenții. Nu, mie îmi place să fim așa împreună, dar nu am intenții, nu îmi doresc încă o relație stabilă, pentru că am avut niște dezamăgiri, ți-am și povestit de altfel, și nu sunt pregătit pentru așa. A, păi dar nu mi-ai spus și nu știu ce, și scandal, și și bum, 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 și certuri, și ești un nesimțit, și el ești ori nerecunoscătoare, și chestii de genul ăsta. De-aia e bine ca discuțiile astea să se întâmple un pic mai la început. Eu aș zice chiar în prima lună, dacă se întrebați pe mine, iar eu mi-aduc aminte de perioada mea 25-26 de ani, când eram foarte clar în setarea unei relații la început. Dar să știți că, uite, apropo, și aici mi-am primit critici din partea unor tipuri care m-au văzut. Unii mi-au zis că, mamă, ești atât de furisită, nu o să se vadă nimeni cu tine niciodată. Și am zis, tocmai, pe ei sunt cinstită, îți spun. Adică mă refer, când am avut o primă întâlnire, am avut a doua, am avut la a treia și la a patra eu am deschis subiectul și am spus, băi, îmi place, ne înțelegem bine, nu știu ce, dar nu ești genul meu și nu sunt pregătit. Doar ca să știi, să nu-ți faci planul. Ah, cum poți să-ți faci ceva? Păi deja eu în capul meu, uite că mi-a plăcut, că am zis, păi ți-am spus tocmai ca să înțelegi. Îmi pare rău că nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar nu sunt la momentul ăla. Unii oameni nu apreciază, dar e mai bine că măcar le-am spus, pentru că cum ar fi fost să rămânem 2-3 luni, ei să-și facă false speranțe și apoi dandana ar fi și mai mare. De-aia, părerea mea de toată, experiența mea de viață și tot ce am văzut în jurul meu, fiți clar de la început în toate chestiile astea. Și atunci, uite, vezi că și în relațiile astea unde femeile sunt acuzate că sunt prea masculine, dacă ea ar spune de la început, bă, uite, asta și asta, eu sunt la nivelul ăsta, da, îmi doresc un bărbat așa și așa și așa, e bine ca lucrurile astea sau nu-mi doresc să-mi faci chestia asta, nu-mi place să nu știu ce, dacă lucrurile astea sunt spuse de la început, eu zic că ajută mult mai mult și nu înseamnă neapărat că o femeie este masculină dacă afirmă lucrurile astea și dacă le spune. Evident, aici ce nu-mi place mie sunt acele femei foarte... care au și iau o poziție așa de autoritate și ușor vulgară. Cred că le știți, femeile alea care își bagă ce n-au non-stop. Aici pot să spun și pentru bărbați și pentru femei. În momentul când sunt aceste discuții și aceste stabiliri de echilibru într-o relație, discuția trebuie să fie pe un termen, pe un ton normal, de bun simț și de respect față de celălalt. Indiferent cum este partenerul cu care tu ai ales să fii într-o relație de o săptămână, 2-3, dacă nu există respect reciproc, atunci chiar că nu mai aveți de ce să stați împreună. Și atunci tu, ca femeie, să nu începi cu genul, ce bă, eu am și aia, eu pot să-mi cumpăr mașină de nu știu care, ce vreau eu pot să plec în concedii de nu știu care, uite bă ce am eu, uite, nu, dacă vii cu atitudinea asta, atunci nu se cheamă că ești masculină, se cheamă doar că ești nesimțită și prost crescută. Atât, nu are legătură cu faptul că ești masculină, adică nu trebuie să legăm atributul de masculin de tot ce este negativ. Nu, atunci ești doar mitocancă. Bar rău, dacă vii cu atribute de asta, uite bă că te fac eu, uite ce nu știu ce, bă, uite bă, ia uite ce casă am. Eu învârt afacerea, nu știu, dacă încep cu atitudini dintre astea și cu așa, degeaba ai ajuns acolo, înseamnă că ai ajuns acolo doar la nivel material, dar aici, da, și asta văd, așa, prin anturaj, femei într-adevăr cu potență financiară foarte mare, care au ajuns prin diverse meserii, prin diverse lucruri, bravo lor, însă care, pe partea de bune maniere, a uitat. Și vreau să vă spun că aceste femei se poartă urât și cu celelalte femei din anturajul lor, care n-au banii lor, care nu sunt la acel nivel. Că asta mi-aduc aminte, m-am avut eu la un moment dat un context profesional cu o tipă de acest gen. Discutam, în fine, pe niște date, pe niște cifre și eu i-am explicat cum sunt de fapt și a zis că nu sunt așa, deși în acel studiu de piață scria clar ce și cum erau datele respective și a spus, da, eu am ajuns la un anumit nivel, eu am dreptate. Exact așa a sunat. Și îmi venea să-i spun că îmi pare rău, chiar dacă tu ai salariu de 7 ori decât mine, am de 7 ori mai mare decât al meu, faptul că tu nu poți să citești acolo și să înțelegi că lucrul ăla este într-un anumit fel, nu are nicio legătură. Adică... și eu care nu sunt atât de bogată și tu care ești foarte bogată, analizăm aceleași date, unde scrie niște lucruri și chiar dacă tu ești acolo și eu aici, rezultatul ăsta e la fel, știi? Adică nu dacă îl citești tu e într-un fel și dacă îl citesc eu e altfel. Înseamnă același lucru. Și s-a simțit foarte jignită și a spus că e o lipsă de... Eu nu știu să înțeleg ierarhia într-o firmă. Și am zis tocmai că înțeleg ierarhia într-o firmă. Dar pentru că eu pe postul ăsta sunt plătită să explic cifrele și să aduc toate datele obiective, n-ar fi corect din partea mea, ar fi lipsă de respect din partea mea, ca pe tine, ca superior al meu, să te informezi greșit. Și a fost așa un moment de pauză. Da, hai că sunt foarte ocupată acum, mai vorbim data viitoare. Deci acolo era foarte multă încărcătură de orgoliu, ceva de genul, eu trebuia să mă simt jignit. Nu, eu trebuia să mă simt obligată, că dacă stau de vorbă cu un superior, femeie, care câștigă de 7-8 ori cât mine și are nu știu ce mașină și are nu știu ce lucruri, datele pe care eu le prezint, chiar dacă prezentau niște lucruri negative în evoluția firmei respective, eu trebuia să le prezint pozitiv. Asta n-am înțeles niciodată. Deci oamenii care ajung, și în special am observat femeile, nu vor să li se spună lucruri nașpa despre afacerea pe care ele o conduc sau bucata din afacere. Tot timpul și celelalte femei care trebuie să vină în contact cu ele, cele care le sunt inferioare din punct de vedere ierarhic, tot timpul trebuie să le aducă laude. Asta n-am să înțeleg niciodată. Eu n-aveam ce laudă să aduc acolo pentru că erau niște minusuri. Și tot la fel mi s-a întâmplat cu o altă persoană, tot din zona asta, în timpul unei ședințe. De fapt eram doar eu cu persoana respectivă la ea în birou, i-a luat, avea o lumânare de asta parfumată pe birou și a pus poșeta, dar vreo poșetă foarte scumpă lângă așa, și la un moment dat s-a aprins bareta, din păcate s-a aprins bareta și într-adevăr s-a făcut fum în birou, ne-a speriat amândouă, bineînțeles eu m-am uitat repede sus, a început vai, poșeta mea de nu știu câte mii de euro, a și spus prețul, vai, ce mi s-a întâmplat și a luat-o și nu știu ce și vai, și eu am dat-o, ești ok, te-ai ars la mână, nu știu că a sărit pe poșetă să-și salveze poșeta, nu-i interesa nimic altceva decât poșeta și a salvat poșeta, am stâns repede lumânarea, am aruncat un par cu apă acolo, a fost ok, am deschis geamul, i-am dat-o, ești în regulă, te simți ok, vrei să ieși un pic la aer, că am zis că nu, a făcut femeia un atac de panică totuși, să vezi, vai, am dat atâția bani pe poșeta asta și a arătat atât de bine și uite, acum nu mai am nicio stare să continuăm ședința. La care am avut așa un moment. Ok, zic, da, ești în regulă. Da, sunt foarte în regulă, dar vai cât de mult îmi place poșeta asta și tare. Adică ai efectiv o atitudine de aia de copil mic. Adică la copii înțeleg, știi, fetițele care se supără că alta i-a smuls capul la păpușă la cealaltă și nu se mai joacă, nu știu ce. Dar aici era vorba de oameni care eram trecuți de 30 de ani, știi? Că s-au pe la 30 de ani. Adică te aștept să o altă chestie. Ok, ars poșeta aia, am stins, e tot în regulă, până la urmă arăt bareta unei poșete, hai să ne continuăm treaba. Iar eu rămăsesem cu jumătate din lucruri nerezolvate și ies. Și spun secretare, băi, am rămas și cu asta trebuie date, pentru că trebuie alți oameni să preia task-urile respective. Și ce? A, zice, nu, lasă-mi pace, că acum sigur ce face o criză de nervi. Zice, lasă-mi pace să se calmeze, zice, du-te așa și vedem. Iar eu m-am în birou și efectiv m-a pufnit râsul. Și era o colegă și mi-a întrebat, de ce râzi? Bă, zic, am senzația că parcă sunt la liceu, sunt pe picioare sau la grădiniță. Nu... Așa, și am povestit și situația și a zis, bă, n-ai ce să-i ceri, hai să așteptăm să-și revină. După aia i-am scris pe mail asistentei, i-am zis, băi, acum, fără nicio supărare, sunt niște lucruri care trebuie date în lucru la alte echipe și așa și hai să ne... A, nu, las-o, că zice... A fost foarte afectată că i-a ars poșeta și acum e foarte nervoasă. Vorbim de un om care conducea o afacere de niște milioane de euro. O parte dintr-o afacere de milioane de euro. Și am așteptat câteva zile până doamna respectivă și-a revenit și am putut să continuăm discuția mai departe. Dar astea sunt situații care, da, înțeleg că îi fac pe bărbați să vadă femeile ca pe niște ființe irresponsabile, imature și cu mofturi. Cum la fel mi-aduc aminte în alte contexte și uite, inclusiv apropo în contextele astea cu influenceri, există influenceri care normal femei, care ajung la un anumit nivel material, să-și permită tot felul de haine cu logo-uri la vedere, cu logo-uri foarte scumpe, care pentru mine asta reprezintă. Care mine asta reprezintă faptul că tu vrei să fii tratată pentru partea ta financiară. Te desconsideri foarte mult din punct de vedere emoțional ca om, dar pui tot, o arborezi să se vadă că am pe mine sute și zeci de mii de euro și lumea să mă respecte pentru asta, ceea ce mi se pare foarte imatur. E, și genul ăsta de persoane, la diverse evenimente, nici nu că nu bagă în seamă, nu răspund la salut, nu fac acel contact vizual, nimic, ele au socializare doar cu persoanele care sunt la fel, mai exact. Este tipul clasic, deja l-am observat, tipa care are o poșetă Louis Vuitton, Chanel, așa, niște papuci Balenciaga, ceva haine Versace, Balmain, nu știu ce. Deci foarte, și cu totul să se vadă, adică absolut fiecare item de pe ea este bine pus în valoare, adică să se vadă exact ce este, se vede clar pe papuc, pe nu știu ce. Și ce o să o vezi, ea stă de vorbă cu o persoană care are exact același semnalmente. Iar atitudinea lor este ceva de genul, hai să nu mă ating de cele care au haine pe care nu sunt logo-uri. Există însă și opusul. Și mi-aduc aminte, am fost odată la un eveniment, la o parfumerie. Și a venit o tipă superbă, pe care nu am înțeles că lucra la ceva în revistă, dar mai avea și o afacere a ei. O tipă efectiv superbă. Superbă. Înaltă, slabă, nu prea machiată, se vedea că avea părul proaspăt spălat și uscat, lejer, fără niciun fel de pamplezir. O pereche de jeans care îi stăteau impecabil, pe care nu se vedea niciun fel de brand. O pereche de balerini. Un sacou pe care eu mi-am dat seama că este un Chanel și mi s-a confirmat că este Chanel în momentul în care și l-a dat jos și s-a văzut undeva discret eticheta. Foarte cu bun simț, foarte frumos, foarte... dar deși ea era îmbrăcată, adică hainele se vedeau pe ea că sunt de un an și nimer material, dar și ca știu să le selecteze, nu avea niciun brand la vedere. Și era de o frumusețe și de o eleganță, vreau să vă spun că numai eu am întors capul pe ea, inclusiv oamenii care mi-erau acolo, era o prezență care era plăcută. A saltat pe toată lumea, a socializat, pentru că asta e, ești invitat la un eveniment de socializare, socializezi, nu stai, uitați-vă la mine câte branduri am pe mine și admirați-mă pe mine că sunt femeia cu mulți bani și care am multe poșete Louis Vuitton și multe tricouri Balenciaga și ce, vă rog frumos să vă uitați la mine acum, da? Și voi să vă simțiți inferioare. Asta este mesajul pe care mi-l dă o persoană care se împopoțonează așa și vine cu această atitudine. În schimb, tipa asta a fost superba, chiar că pe mine un pic m-a și o surprins cum și-a luat ea sacoul la Chanel, care vă zic era de o croială și nu știu ce, și cum l-a ținut așa în mână, ca și cum era rușine să vadă și undeva eu într-o parte discret mi s-a confirmat că este Chanel, că i s-a văzut eticheta, da? Că totul a fost făcut atât de discret sau așa mai departe, cum la fel mi-aduc aminte, am avut o colegă tot de muncă, ea provenea într-o familie foarte bogată, și soțul ei era la fel, erau oameni foarte bogați, aveau și afaceri, însă ea dorea să lucreze pe un job într-o corporație pentru că, cum a zis și ea, băi, vreau să învăț niște lucruri, vreau să învăț proceduri, vreau să învăț lucruri. Se comporta impecabil, nu avea nici un fel de... Noi nu ne-am dat seama ce nivel financiar are ea, până când, nu mai țin minte... Am plecat într-o delegație care era din alt oraș și în 3 zile consecutiv a venit în fiecare zi cu o altă poșetă. Una era fără logo, una era mai fără logo, una mai cu așa. Oricum toate erau numai piese de piese. La care eu, tot stând cu ea, adică efectiv, mi-aduc aminte, stăteam în parcare și mâncam stixuri, așteptând să intrăm nu știu ce să facem. În Adidas, nu știu ce, ea tocmai făcuse curat în birou. Și la un moment dat, eu așa foarte... Băi, zic că îmi plac foarte mult poșetele tale. A, ce vai, mersi. Zice, da, am tot zis să nu le mai iau pe astea, dar tot uit, zice, să-mi aduc din casa cealaltă, pentru că aveam mai multe case. Eu tot uit să-mi aduc în cealaltă casă. Și acum am zice, băi, zice, nu vreau să se știe în firmă, dar, na. Și eu ziceam, păi... Na, eu, uite, sunt așa și așa, soțul meu este cine este. Păi, zic, bravo, felicitări. Da, zice, nu vreau să se știe pentru că lumea mă judecă, dar eu vreau să învăț. Fata mea a zis, băi, eu am făcut ASEU, dar vreau să și învăț, ca după aia să pot să lucrez în firmele noastre, ale familiei. Dar zice, vreau să învăț disciplină, vreau să învăț cum se face aia, vreau să învăț cum se face aia, nu știu ce. Și am rămas șocată. Vreau să vă spun că era super disciplinată. Ea venea prima la birou, își trăgea biroul. Era secretar, ca să ne înțelegem. Începuse ca secretară și vrea să promoveze. Nu avea nicio chestie, nu? Într-adevăr, venea cu aceste poșete și apoi de poșete zice, da, astea sunt poșetele pe care le am. Zice că acum stau în casa în care stau cu socrii. Zice că casa noastră este în renovare și acolo, zice, mai am niște poșete de-astea mai ok, mai... Așa, zice că astea, într-adevăr, zice, nu sunt de serviciu. Zice, mă simt prost să vin cu aceste poșete la serviciu, să vadă colegii mei. Zice, da, zice, la una dintre colegii care a remarcat, i-am zis că e fake, ca să... Și ne-a pufnit râsul pe amândouă și i-am zis, pă, asta nu e fake, mi-am dat seama din prima că nu e fake. Zice, da, zice, da, uite bine, zice, că mi-ai zis că nu o să mai vin cu ele. Și mi-a plăcut foarte mult atitudinea, pentru că era într-adevăr un om, a ajuns la un nivel material mult peste medie, însă mi-a plăcut intenția ei, adică da, aș fi spus, nici nu a cerut, era printre oamenii ăia care nu cerea măriri de salariu, care nu se agita, pentru că ea mi-a spus, băi, eu vreau să vin să învăț. Vreau să vin să învăț asta, să învăț asta, să învăț asta, că mă mai întreba pe mine, mereu mă fascina că se implica. Adică își făcea treaba ei și mereu întreba, eu mai pot să ajut, uite, vrei să-ți fac eu copiile alea? Era foarte așa, știi, adică n-aș fi spus, aș fi spus tocmai că e o persoană care vrea să promoveze ca să câștige mai mulți bani. Și am mai zis, nu, zice, eu nici n-am, zice, eu n-am renegociat salariul după 6 luni când trebuia, zice că eu cu șeful meu am fost cinstită, i-am zis, domnul director, eu am bani, nu-i problemă, eu vreau să stau în firma asta câțiva ani, să învăț meserie, pentru că vreau să învăț marketing, vreau să învăț asta și nu știu ce. Și am rămas impresionat și am felicitat-o și am zis, băi, ești din categoria oamenilor care credeam că sunt rari. Și a zis, nu, zice, noi în familie, zice, suntem învățați de mici să muncim, să ne implicăm. Zice, da, eu acum ce sunt într-o etapă când mai vreau să dezvolt un business cu soțul meu și mi-am dat seama că am nevoie să învăț niște lucruri. Și am zis, băi, vreau să intru într-o multinațională să învăț. Și am zis, tu nu ești normală. Și ea zice, da, știu. Și era foarte drăguță că mai mi-aduc aminte că venea dimineața cu covrigi, cu nu știu ce și niciodată nu cerea bani colegilor. Și celălalt totuși mi-a bă, dar i-a dus și el. A, zice, lasă, zice că, uite, zi poda proste, că dau de pomană pentru bunicii, pentru nu știu ce și așa. Deci încerca să facă lucrurile astea. Oamenii ăștia sunt foarte rari, dacă îi găsiți în anturajul vostru, țineți-vă de ei că aveți ce învăța din atitudinea lor. Nici n-am mai întâlnit după aia persoane așa. Pentru că, în general, persoanele care au putere financiară foarte mare țin să impună lucrurile astea printr-o presiune. Și, într-adevăr, femeile, în special, care ajung la un nivel, țin să facă paradă. Sunt ca niște păuni care nu știu ce să mai pună pe ele. Cred că unele ar fi în stare să-și afișeze pe față și pe corp și prețul operațiilor pe care le au, numai ca ceilalți din jur să înțeleagă care este valoarea lor. E, da. Ca să concluzionez, femeile devin mai masculine în situații mai masculine sau preiau, să zicem, rolul bărbatului într-o relație atunci când sunt forțate. Și cum v-a dat exemplu cu acele mame rămase cu copii mici și care au trebuit să o facă și pe mama și pe tata, pot să-și arboreze niște poziții de astea de putere și dintr-un orgoliu și de lipsă de educație. Da? Consideră că, băi, eu am ajuns la un nivel financiar sus, trebuie să-i jignesc pe toți ceilalți din jurul meu și să-i fac să se simtă prost. Ăștia sunt de evitat. Însă, tot ce pot să vă spun cu certitudine este că eu nu cred că nici o femeie, dar nici un bărbat nu se pot simți fericiți singuri pe termen lung. Un an jumate, hai doi, după aia nu mai. După aia intri într-un cont de ăsta de fildeș, de narcisism și de egoism în care, sau de tocmai de rejectarea societății în care ajungi să crezi că, băi, eu sunt, fie crezi, eu sunt atât de bun încât nimeni nu poate sta pe lângă mine, sau tocmai poți să te subapreciezi, să spun, eu sunt atât de nașpa încât nimeni nu va sta lângă mine. La câte informații există astăzi și la câte deschidere este, eu cred că fiecare individ trebuie să-și cerceteze sursa asta și să o regleze, pentru că altfel de unde va fi echilibrul vieții. De dimineață, de foarte dimineață, hai să fac rutina cu voi. M-am spălat un pic pe față la baie și acum mai reumezesc un pic tenul cu o apă termală de la Uriage. Da, este un gest care ajută și hidratarea superficială a straturilor, a epidermei, dar și senzorial, este foarte plăcut. Ei, acum urmează niște cosmetice care chiar m-au surprins, sunt bine. Este vorba de seria Beautyceutic. Și am să pun din serul fundamental 2-3 obițe. Și am această, știu cum să-i spun, e ca un, de fapt asta e extractul pur de iasomie, din care ar trebui să pun parcă doar 2 picături, dar eu în ultima vreme am pus câte 3. E, acum am avut doar 2 în pipet și am rămas cu atât. Și ce îmi place la conceptul ăsta de Beautyceutic, eu am mai văzut la un moment dat prin revistele franțuzești, exista mai de mult, parcă Pierre Ricot era un brand, sau Christian Ricot, nu mai știu, care tot așa îți dădea pentru a-ți face singur acasă crema, serul, deci îți dădea baze și pe lângă baze tot felul de activi suplimentari, wow, ca să îți faci tu cum vrei crema. Și în felul ăsta chiar puteți așa să simțiți din plin ce înseamnă să lucrați voi cu stilul ăsta. Da, pentru ochi am să folosesc crema de la Sisley Paris, dar seria asta de Beautyceutic, nu știu, probabil nu vine după franceză, mi se pare o chestie foarte inteligentă și care, deși provoacă să-ți faci singură produsele, ți le adaptezi și să te bucuri de ingrediente pure pe care le mixezi în niște baze foarte echilibrate. Da, deci a fost, de când le-am încercat, eu mai am și ceva ulei și acel extract, să zic, pur de colagen. Acestea e vorba și efectiv îți întind pielea când aplici. Evident, nu înlocuiesc o îngrijire de zi de zi și nu o să-ți facă niște minuni, dar sunt niște lucruri care se întâmplă acolo. E să încerc, dacă nu pot abține. Deci am aplicat serul cu am aplicat ser cu un pic de iasomie, dar ce ar fi să aplic acum așa deasupra un pic din acest ulei de oil cu colagenul, care are și el o textură totul ea. Hai că ce o fi, o fi. Am pus 2 de astea și una de asta. Sau pun tot 2 de astea. Asta îmi place, că mă joc cum am eu chef și văd ce se întâmplă. Apropo, cu asta de iasomie am făcut, am vrut să întreb pe Ioana, mi-a fost rușine, pe Ioana Marinescu. Am făcut exces câteva zile, am pus câte 4 picături seara în... și ziceam, oare ce o să se întâmple? Vreau să vă spun că dimineața când m-am trezit și am pus un aveten, am avut senzația de parcă atunci, în momentul ăla, mi-aș fi făcut un gomaj și peste gomaj aș fi pus cel mai hidratant ten pe care îl am. Atât de întinsă se simțea pielea la mână. Am să o întreb totuși, ca să nu fac eu vreo prostie. Deci am pus acest ulei cu colagen și aici chiar o să vin pe zona asta, pentru că aici am observat că mă pasc niște riduri și ai, Doamne, cum e. Deci efectiv, nu știu, simt așa cum că pot să trage pielea, nu știu dacă folosiți uleiuri faciale. Ideea, când folosești uleiuri faciale, să poți să... Faza e că uleiurile astea chiar sunt foarte fine, adică uleiul de bază și după aia ai acel colagen. Doamne, cum e incredibil. Adică nu, chiar nu știu cum a făcut formulele astea, că poți să faci ceva chiar. Da, și peste asta, pentru că o să ies afară să-l plimb pe Max, am să aplic crema de la Mara Blue, alt produs care îmi place foarte mult, care are și SPF 30 pe lângă caviar și acid hialuronic și niacină. Bine, ca să mai pun puțin. Bun. Da. Și asta e, nu știu, cafeaua mea de dimineață, ceea ce fac eu dimineața imediat după ce mă trezesc, îmi iau un pahar cu apă și mă așez undeva, îmi iau toate cosmeticele așa după mine și mă cremuiesc, mă dau cu toate, adică așa, îmi place foarte mult partea asta de grijă facială, de auto-îngrijire. Că vă mai spuneam și cu alte ocazii că nu prea mă încântă să mă duc la cosmetică, adică nu, a fost foarte rar, iar acum când reușesc să ajung la masaj, mai exact la Urban Masaj, merg și îmi place foarte mult Raluca. La Raluca merg în ultima vreme, pentru că m-am cucerit cu masajul facial. Face un masaj facial foarte lejer, foarte bine, și făcut cursuri pe chestia asta, foarte plăcut, îmi face plăcere, plus că îmi place de ea ca om. Eu recunosc, dacă merg la masaj, la chestii de genul ăsta, mie trebuie să îmi placă de acea persoană ca om. Atenție, să nu se înțeleagă că cu câte persoane interacționez aici pe YouTube, fiecare are atâtea păreri, să-mi placă ca om, nu din alt punct de vedere. Sunt hetero, by the way, adică nu... Sunt hetero, dar și dacă aș fi fost homo sau de orientare gay, am capacitatea să fac diferența între niște servicii pe care vreau să le primesc și, nu știu, o altă interacțiune amoroasă pe care de atunci ajungem să vorbim, dar am văzut că în ultima vreme lumea îți reinterpretează atât de mult ceea ce spui, încât chiar trebuie ca om care apare în spațiu public să ai grijă orice lucru spui, pentru că orice ți este interpretat. Și aici vreau să vă zic că nu... Pe mine una nu mă... Eu știu foarte bine ce sunt, ce așa, dar se creează aici percepții greșite și nu aș vrea, adică nu aș vrea, nu. Dacă mai că se întâmplă, asta e. Și întorcându-mă la partea de skincare, am să fac și un clip dedicat, am să fac un update, practic, la ce fac eu în ultima vreme pentru îngrijirea tenului, deși nu fac niște lucruri extraordinare. Și va fi un clip dedicat membrilor, zic de pe acum, pentru că voi veni cu mai multe informații, va fi mai muncit, să spun așa, și atunci consider că este dedicat oamenilor care chiar sunt aici 100% cu acest canal. Ceva un rezumat am să fac și pentru toți abonații, dar voi veni cu detalii așa mai mărunte și mers așa către subiecte mai delicate în clipul pe care îl voi dedica membrilor. Da, deci astea sunt beautyceuticele pe care le am eu. Eu am extractul de iasomie și cel de colagen, și am baza de tip ulei și baza de tip ser. Da. Practic, în baze poți mixa din aceste ingrediente de tip pur. Pe o chestie care, într-adevăr, e pentru pentru utilizatorii de cosmetice care vor să facă și ei așa mici experimente acasă, dar să și vadă ce înseamnă un activ. Doamne, deci nu știu, ăsta de iasomie. Dați să vă... Dar nu am cum să transmit, am cum să arăt ce... Adică, n-am cum să transmit senzația. Eu mi-am mai aplicat aici pe mână, pe partea asta, unde la fel se formează riduri. Și îmi place foarte mult la fel cum... Are un miros foarte, foarte lejer, dar nu e parfum. Da? Mi-a plăcut foarte mult cum a și s-a iluminat partea asta. Eu nu aveam Eu nu am pete pe mâini încă, dar am pistruit, deci eu am pistruit pe mâini și pe față de la 7-8 ani, ceva de genul. Dar ce nu-mi place acum la pielea mâinilor este că devine uneori uscată, dar se vede ca și cum ar fi niște, nu știu, niște șanțulețe așa. Și m-am tot dat cu acest activ în zona asta, mă, și s-au văzut și se văd modificări. Nu știu dacă se văd diferență între asta, asta v-am dat acum, asta nu era dată, dar în timp, deci efectiv parcă se fușează așa pielea, nu știu cum. Da, îmi place foarte mult. Deci asta este Beautyceutic. Este extractul pur de iasomie și este destinat tenului care are nevoie de tenului matur, în general, revitalizează, ce am mai citit eu acolo, dă și un ușor efect de luminozitate, întinde efectiv epiderma și o face să arate mult mai bine. Și hai să facem și un unboxing, că tot a sosit ceva nou de la Yves Rocher. Mie îmi place Yves Rocher. Da, fac unboxing-ul ăsta ca să-mi treacă de alte chestii pe care nu știu dacă pot să le povestesc acum sau nu. Așa arată un kit cu produse pentru păr. Oțetul, de oțet sunt foarte încântată pentru că am mai avut. Oțetul ăsta, era înainte de altă culoare. Nu știu acum dacă ăsta e cu ce. Doamne, scrie verde pe verde și verde pe verde, îmi bate și soarele în ochi. O moringa, am văzut eu ceva moringa, dar am zis că nu văd bine. Da. Deci asta este oțet cu moringa, pentru că la dinainte a fost cu zmeură, de aia e diferența de culoare. Balsam solid. Opa, ce trebuie să... Balsam solid, chiar sunt extrem groasă. Ce mă... E o chestie așa moale. Așa, pe ăsta l-am mai avut, îl știu, îl ador, îmi place tare mult. Ăsta este mască. Șamponul uscat, eu nu știu dacă folosesc de 3 ori pe an. 3 ori pe an dacă folosesc șamponul uscat. La mine expiră șamponul uscat, adică cred că am unul pe la baie, de pe la Moroccan Oil. Cred, dar nu sunt sigură. Așa. Dar am un șampon uscat. Asta eventual o să-l dau cuiva care are nevoie. Și de asta sunt foarte încântată. Șampon cu castană bio. Da. Deci asta așa e un duo foarte, foarte bun pentru, pentru părul uscat. Mie șampanele de la Yves Rocher îmi plac, le-am acolo în topul preferatelor, chiar povesteam acum și în Empties că tocmai ce am terminat un șampon de la Yves Rocher, dar mai am altele începute și pentru că oricum sunt în anul nou buy și oricum am intrat într-o perioadă în care nu mai vreau să fac risipă și nu mai vreau să cumpăr lucruri doar de dragul de a fi cumpărate, am zis, domnule, termin întâi ce am și după aia cumpăr. Dar dacă acum, de exemplu, chiar aș rămâne fără șampon, clar, șampon de la Yves Rocher mi-aș cumpăra. Însă, apropo, pentru bucle am descoperit acele produse de la Marc Anthony și chiar dacă mi-aș lua șampon de la Yves Rocher, mi-aș lua crema aia de coafare a buclelor, care mențin buclele în mod natural. Hai să vă arăt, dacă tot am făcut unboxing, să vă arăt că m-am apucat de cartea asta și m-a prins. Este vorba la fabuleuse histoire de l'eau de Cologne, istoria apei de Colonie, și este o carte făcută, țineți-vă chiloții pe voi, sub la direction de Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, acest zeu al parfumeriei pe care Dumnezeu ni l-a dat, pentru care îi mulțumim. Și nu exagerez, Jean-Claude Ellena este un maestru parfumier foarte iubit și respectat, inclusiv în mediul parfumierilor, foarte multă lume se raportează la el. Un om și de o verticalitate și de o generozitate, adică el a scris cărți, coordonează cărți, adică susține și partea asta de educare. Îmi place la nebunie ceea ce face el. Eu nu știu dacă are profil de Instagram, dar bine, ce... Da, așa. Și mă bucur tare mult că am reușit să-mi cumpăr, să-mi cumpăr cartea prin intermediul verișoarei mele din Paris. Pe ea o mai bat la cap din când în când. Fată, am nevoie de cartea aia, mai nevoie de cartea cealaltă. Deci eu nu sunt genul ăla de rudă care să-i spună mai vreau o ciocolată sau mai nu știu ce. Nu, îmi trebuie că am și în România să mănânc și să mă parfumez cu tot ce vreau. La educație încă mai avem carențe, adică cărțile astea oricum sunt. Cine, Doamne iartă, m-ar cumpăra cărți despre parfumuri în limba franceză în România? Probabil suntem vreo 50 de oameni în toată țara asta care facem chestia asta, deci n-ar fi o afacere ca cineva să le aducă. Se mai aduc cărți în limba engleză, uite, cei de la nișparfumerii.ro mai aduc, dar da, nu e un domeniu și oricum la cât mai citesc românii, citim totuși, hai să nu fim acum, dar băi, chestia asta cu cititul, hai să vă zic că eu sunt supărată și pe mine, eu așa, na, sunt de formație filolog, întotdeauna mi-a plăcut să citesc, dar ritmul vieții pe care îl avem nu ne permite să citim, adică cei care au timp foarte mult de citit, păi, fraților, dragilor, povestiți-ne și nouă cum faceți, da? Pentru că eu stau și mă gândesc de multe ori așa, mă trezesc dimineața, ok, mănânc, îi dau copilului să mănânce, mai fac treabă prin casă, după aia, ok, mă apuc de muncă, efectiv, mă mai opresc tot așa, dacă mai am o treabă și nu știu ce, când apuc să citesc în timpul săptămânii, efectiv seara puțin și uneori dimineața, dacă mă trezesc foarte dimineață și îmi iau cât îmi beau eu paharul cu apă dimineața, că am o chestie. Eu dimineața trebuie să beau apă, mă dau cu creme, știu cât stau și îmi fac toată chestia asta, pot să stau cu o carte lângă mine. Dar dacă, de exemplu, am mintea foarte plină, mă gândesc, sau am și aia de făcut, am și aia de făcut, să nu-i să plătesc aia, să nu-i să trimit aia, să trimit mail-ul, să... Nu-mi stă mintea la citit, pentru că pentru lectura ai nevoie și de o stare... Deci, camera acum mi este mișcată de Max, care tot fâție pe aici, m-a plecat. Așa, în weekend la fel mai prind un pic, adică nu reușesc să citesc așa cum mi-aș dori. Prind în fiecare zi măcar o pagină, două de ceva, pentru că, apropo, asta totuși e o lectură ușoară, că sunt cărți mai grele, pe care nu poți să le citești așa, știi, te așezi și gata, citesc. Și legat de partea asta de educație, din punctul meu de vedere și nu al meu, noi suferim din ce în ce mai mult ca, dacă vreți să mă întrebați pe mine, numai ca nația românilor, dar ca societate, eu, da. Tocmai ce filmam și două apeluri de muncă m-au întrerupt. Deci tocmai de-aia zic, unde să te apuci de citit, unde să te apuci. Vreau să vă spun că pentru lucrurile astea, pentru a-ți dezvolta partea intelectuală, trebuie să ai foarte multă voință. E fix ca și cu sportul, da. Deci astăzi, dacă vrei să faci sport, ca om normal, ocupat, cu serviciu, casă, familie, nu știu ce, bă, îți trebuie disciplină de fier ca să te duci săptămânal să faci sport sau ceva, la fel și ca să citești. Și lucrurile astea sunt grele, pentru că te fură peisajul, plus și ești obosit sau lipsit de chef sau plin de lehamite, cum sunt eu astăzi. Astăzi am citit știrea despre șoferul de la Cola Cariola care a murit. Șoferul de la Cola Cariola, poate suna așa parte, este omul care se ducea să ia animale lovite, abandonate din diverse locuri. Știți cazurile la care apar de obicei postate pe Facebook sau în social media, s-a pierdut un cățel nu știu unde sau e o cățelușă cu pui abandonată undeva sau e un cățeluș cu piciorul rupt, lovit și care curge din el și așa mai departe și trebuie să ducă cineva să-l ia și să-l ducă fie la un adăpost, fie la un veterinar, fie nu știu unde, slavă Domnului că există câteva asociații care se ocupă de lucrurile astea. Pentru că un bun creștin, firar, mama lui să fie, nu se oprește să facă asta. Și evident că sunt multe cauze pentru care de multe ori nu te oprești. Că te gândești, băi, are niște microbi și așa și iau pe mine și duc la copil sau mi-iau pe mine, da? Sunt multe contexte de astea în care nu poți face, lucrurile. Mi-aduc aminte că am găsit odată în spatele blocului un pisic care se zbătea efectiv cu spume la gură, nu știu ce, nu știam ce să-i fac, nu știam de unde să-l apuc și atunci a venit o vecină și m-a dat la o parte și s-a dat la o parte pentru că e otrăvit. Deci eu știu și mi-a și explicat. Lasă-l în pace să moară liniștit. A murit în câteva minute în fața noastră, a fost groaznic. Deci vă dați seama, sunt oameni care pun o travă în locurile unde alți cetățeni pun mâncare pentru pisici și pun o travă peste acea mâncare ca animale care vin să mănânce și să moară. Pentru mine acele persoane nu există. Sunt, din punctul meu de vedere, sunt niște entități care nu știu cum funcționează, nu știu care este scopul lor. Încerc să înțeleg, pentru că totuși, educându-mă, cred eu că sunt o persoană civilizată, încerc să înțeleg rostul fiecărui om pe lume. Dar eu pe ăștia nu-i înțeleg. Cum la fel nu înțeleg pe cineva care își bate copilul, cum nu înțeleg o mamă care își abandonează copilul și multe lucruri astea. Acum vorbim strict de zona asta de animale, nu pot să înțeleg lucrurile astea. Ei, și omul ăsta care a fost implicat, să te duci cu mașina și efectiv să culegi de pe jos animale lovite, zdrobite și așa mai departe, a ajuns la un nivel de depresie și asta încât nu a vrut să mai trăiască. Pentru că unii dintre noi suntem mai puternici, unii mai puțin, unii suntem susținuți de familie, de ceea ce putem să facem, de avem o rezistență fizică mai mare, alții nu putem. Și pe mine lucrurile astea mă depășesc. Adică eu nu pot să le înțeleg. Și chestiile astea ajung, știi, și mă consumă. Stau uneori și mai văd câte o postare sau mai văd câte o situație. Eu mai urmăresc și asociațiile din afară care, în fine, se ocupă de salvare, specii pe care dispariție, precum tot felul de pinguini, de delfini, de pisici sălbatice, de câini, de hiene, da? Toate astea sunt animale care fac parte dintr-un lanț trofic și care asigură un echilibru al naturii. Și se întâmplă că prin diverse lucruri care se întâmplă pe lumea asta și de care noi habar n-avem, apropo, eu de aia n-am mai vrut să mănânc și nu mănânc Nutella. Nu mănânc Nutella pentru că știu că în Nutella se pune acel ulei de palmier obținut din plantațiile de palmier făcute pe terenuri defrișate pe care s-au omorât, s-au măcelărit populații de elefanți. Da? Și eu nu pot să mănânc Nutella. După mine i-aș strânge pe aia de gât de la Ferrero Rocher. Evident că nu m-aș putea să strâng pe un om de gât, dar deși nu știu. Cred că totuși dacă am stat așa și m-am gândit, cred că dacă aș fi undeva, să ajung într-un loc, să văd pe cineva că omoară un elefant, ca să obțină acel teren și să cultive pe el, nu știu de ce aș fi în stare. Deși eu sunt o persoană foarte pacifistă de genul meu și foarte așa, știți voi, că genul ăla care preferă asta e, îmi dau o palmă singură în gând și merg mai departe. Dar lucrurile astea, știi, încep să se adune și nu mai... Uneori stau așa și mă gândesc ce se întâmplă, adică de ce sunt oamenii așa. Da, sigur că există o grămadă de explicații psihologice, că adultul care astăzi bate un câine în copilărie, el la rândul lui a fost abuzat și așa mai departe. Bă, dar nu suntem toți psihopați. Cred. Adică nu suntem toți cazuri de psihiatrie. Tu nu poți să-ți dai seama, tu ca adult, stai un pic să te gândești, dar de ce dau eu cu piciorul în câinele ăsta? Mai bine lasă-l să fugă pe stradă. De ce să faci chestiile astea rele? Ce mă șochează, ce m-a șocat, mi-aduc aminte, nu mai știu, anul trecut deci acum mă ia niște copii care băteau niște animale și se amuzau pe chestia asta și înregistrau. Mai urât de atât, mamă, unia dintre copii era acolo. Toate chestiile astea se puneau în social media, români. Bine, am înțeles că până la urmă, adică postarea respectivă a ajuns la poliție, s-a dus cineva în anchetă acolo, s-au dat niște amenzi sau nu știu ce, dar până acolo, știi? Adică cum tu ca mamă să-i cumperi copilului un animal ca el să-l chinuie? Eu nu pot să înțeleg asta. Eu nu pot să înțeleg asta. Nu, adică cum? La fel cum eu nu mai înțeleg pe cei care și astăzi, în 2024, cumpără poșete și tot felul de haine de blană de la branduri despre care se știe foarte clar că nu obțin aceste materii prime cu mijloace etice. Și o să spun fără nicio problemă, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga și mulți alții. Atenție, nu sunt o puritană de aia, spun, vai, nu, de astăzi nu mai purtăm papuci de piele. Însă papucii ăștia de piele sunt făcuți, deci cum sunt vitele alea care se duc la abator. Până la urmă trăim într-un lanț trofic. Asta e, omul trebuie să mănânce carne, evident. Nu trebuie să mâncăm în exces. Și până la urmă animalele alea care sunt crescute pentru a fi omorâte, aia sunt. Ai dus vaca la abator, ai tăiat-o, faci din ea fripturi, salam, ce mai faci, rămâne pielea. Se face din ea pantofi, ok. Dar vorbesc de alte lucruri pe care nici nu le mai pot pronunța aici. Nu le mai pot pronunța. Ei, și când văd tot acest cuconet silfid și sensibil, care continuă și astăzi în 2024, știind ce atrocități se întâmplă în spatele producerii acestor accesorii, să-și cumpere aceste lucruri. Nu pot, vă rog frumos, adică explicați-mi care sunt pârghile din spatele acestor dorințe. Mă înțeleg, poate că acum, după comunism, imediat după comunism, ieșind dintr-o zonă a sărăciei, toți ne-am dorit să avem o poșetă de firmă, un pantof de piele, un nu știu ce. Eram toți, băi, da, gata, s-a terminat, au trecut 30 de ani, încă n-ai înțeles, tu, româncă, parvenită, proastă și needucată, că produsele alea de piele pe care tu dai mii de euro sunt obținute odată din animale ce au fost chinuite, doi, procesul de fabricație, vopsirea și nu știu ce, în procesul de fabricație sunt implicați niște oameni care lucrează în condiții complet inumane ca să se ajungă la culorile alea și nu știu ce. Nu se face nimic așa cum vedeți voi în acele filme publicitare, da? Căutați informații și că sunt o grămadă de reporteri de investigație care au găsit aceste lucruri, iar numai Fundația Brigitte Bardot, dacă vă uitați, pentru că ei publică lucruri despre treaba asta, trag atenția, PETA, nu mai zic. Deci eu înțeleg eschimosul, da? Eschimosul care trăiește la... sau ăla din Siberia, care trăiește la minus 40 de grade, că trebuie să-și omoare animalul ca să se îmbrace în pielea lui și să reziste la frigul de afară. Dar tu care stai în București, scuză-mă, care abia ai o lună jumate de iarnă, în ce Dumnezeu vieții îți trebuie haină de blană de cincila sau de nu știu ce? La ce îți trebuie? Unde să te duci cu ea? Ce faci cu ea? Explică-mi. Da, trăiești într-o țară nordică, trebuie să-ți duci copilul la școală și să traversezi orașul în condiții inumane de frig, evident. Ești într-un ecosistem în care te ajuți de lanțul trofic în care trăiești să te folosești de resursele animale și să-ți faci haine din alea ca să reziști, ca să supraviețuiești. Dar nu-mi spune mie că nu te poți duce în clubul Boa sau mai știu unde, numai dacă ai haină blandă nu știu care și poșetă făcută din... Ați văzut ce se face cu crocodilii? Uitați-vă! Dar bine că nu se uită astea. Aceste... A, înțeleg că ți-ai luat un vintage, da? Că ăla deja a fost făcut acum câțiva ani. Păi poartă-l tu, dar nu mai fă tantam că ți l-ai luat și nu mai te lăuda. Poartă-l tu, ai tu fetișul tău, că ți-ai găsit o pereche de pantofi Louis Vuitton de acum făcuți acum 10 ani și ai un fix cu ei, ai un fetiș și e problema ta. Dar nu fă din asta o paradă și nu, dacă, mai ales dacă ai și vreo 200.000 de followers, de urmăritori ca oile pe Instagram, nu fă uz de puterea ta de influență asupra lor să-i determini și pe ei să se ducă, că v-am auzit, sunt fete care fac credit să-și ia poșetele lui Vuitton, da? Susținând un imperiu al criminalității. Pentru că pentru mine aceste companii sunt criminale. Pur și simplu. Adică, odată prin felul în care sunt omorâte animalele ca să obțină pielea pentru acele accesorii și odată prin chinuirea oamenilor și acel semisclavagism pe care ei îl exercită în tăbăcării și în lanțurile de obținere ale materiilor prime. Voi ce aveți senzația? Că culorile acelea ale pantofilor, nu știu ce, sunt obținute așa, niște dăpăcării unde oamenii sunt îmbrăcați în uniforme, cu aer condiționat și totul este igienic. Nu, acolo sunt oameni care mor. Sunt reportaje întregi și PETA și toate asociațiile atrag atenția despre poluarea groaznică pe care o fac companiile care furnizează piele tăbăcită, pregătită pentru aceste companii. și odată ce se întâmplă cu oamenii în care lucrează acolo. Și ce e mai groaznic, țineți-vă chiloții pe voi, sunt chinuiți copii în chestiile astea, da? Puși copii să muncească, să facă pielea aia pufoasă pe care tu o ai în poșetuță, în portofeluț, în asta. Chiar nu se mai poate, dragă, decât cu portofel de piele. Și asta, uite, eu nu prea mai port încălțăminte de piele, oricum am avut... De când am început să mă informez despre chestia asta, am avut un refuz. Cred că ultima pereche de pantofi de piele pe care mi-am dat a fost când m-am căsătorit, când am găsit altceva. Și mi-am mai luat o pereche de sandale de piele făcute la The Room Showroom, unde mi s-a explicat că pielea provenea din resurse românești, din animale de-astea care au fost duse la abator, da? Asta, atenție, nu sunt nici extrema cealaltă, vai, nu mai trebuie să mâncăm carne deloc. Nu, suntem ființe omnivore, facem parte dintr-un lanț trofic. Pe noi biologia, natura, Dumnezeu, cine o fi, ne-a pus pe lumea asta să mâncăm și produse animale, să mâncăm și carne. Și dacă am tăiat un bou și am mâncat carnea, da, îi luăm și pielea și ne facem din ea ce avem nevoie. Dar nu sunt de acord să chinuim, să punem crocodilii și animalele să moară de foame ca să se facă carnea într-un an. Nu mai pot să povestesc despre asta, că după aia artist mă să iau calmante și nu e ok. Atenție, iau doar sedativ PS de la Baron ca să liniștească toată lumea. Dar când mă încarc de atâta amărăciune și de atâta tristețe pe chestia asta, nu. Eu aș vrea la un moment dat să se interzică producția de accesorii de piele sau să fie destinată doar zonelor unde chiar este maximă nevoie. Adică da, tu trăiești la Polul Nord, trăiești în Siberia, trăiești în Norvegia, evident ai nevoie de cizme de piele pentru că afară sunt minus 30 de grade și tu trebuie să ajungi la serviciu sau ești pompier în Siberia și ai nevoie, aia înțeleg. Dar tu care, exact, repet, tu care trăiești în București și ai o lună jumătate asta, de ce ai nevoie? De ce ai nevoie de 7 poșete? Și de 7 haini de blană? Și de 20 de pantofi din piele de crocodil? De ce ai nevoie? Ce faci cu ei? Unde ți-i pui în cap? Cât poți să-ți alimentezi cinismul? N-avem cum să devenim responsabili de mâine, dar azi faci un pic, mâine un pic, mâine renunți la ceva, mâine renunți la ceva. Pentru mine exercițiile astea de no-buy pe care le tot le fac, exact din pricina asta le fac. Sunt conștientă că inclusiv obținerea substanțelor și a materiilor prime care se folosesc în parfumerie și cosmetică nu sunt tocmai etice toate. Și atunci de-aia vreau să-mi reduc consumul. Și îmi reduc consumul și chiar mi l-am redus în ultimii ani. Nu mai cumpăr, cumpăr extrem de rar și extrem de puțin. Și numai exact pentru ceea ce am nevoie. Am avut acum, da, 10 ani, aveam nebunia asta, înainte să-mi fac blogul chiar. Deci eu înainte să-mi fac blogul eram mai tâmpită decât sunt acum. Am avut o perioadă de asta de nebunie, când eram curioasă de cosmetice, de parfumuri. Acum sunt mult mai moderată. În fine, cred că ați înțeles ideea. Am așa un amar pe care îl învârt în mine de niște ani. Nu știu cum să ies din el. Îmi este și mie rușine de o grămadă de lucruri pe care le-am făcut, adică de acel supraconsum pe care l-am făcut la un moment dat, pe care nu-l mai fac, dar l-am făcut, asta e, sunt și eu responsabil, numai că astăzi există informație, mult mai mult. Acum 20 de ani nu se știa de lucrurile astea, dar nu aveai de unde să știi, dar acum știm. Toate asociațiile care... Ne aduc în față lucrurile care se întâmplă și care combat atât cât pot ele lucrurile acestea de violență și de cruzime și de cinism asupra animalelor și asupra naturii, sunt din ce în ce mai vocale și e bine că ele există și trebuie susținute, trebuie găsite soluții la nivel legislativ, că noi degeaba ne agităm, adică ei degeaba se agită dacă nu sunt pârghii ale legii. Mă bucur că în sfârșit în România avem legea asta cu abuzul animalelor. Da, ați înțeles, cred că ideea și în fine o să o mai repet eu cu, așa, cu alte ocazii. Nu sunt capabilă să fiu militantă pe tema asta, adică îi admir pe oamenii care pot milita, eu nu pot. Mă implic, mă doare, sufăr. Și nu mă simt ok, nu mă simt confortabil, cad și vorba cuiva, băi, nu e nevoie de eroi căzuți, e nevoie de eroi activi. Dar îi susțin din spate pe oamenii care poate să facă chestia asta cu un ban în plus, cu o vorbă în plus, cu un share, cu mesajele pe care vi le spun eu aici. Împing și eu un pic la chestia asta, pentru că eu totuși undeva cred că în esență omenirea va înțelege greșelile majore pe care le face. Greșeala majoră pe care o facem noi, culme, că e chiar către noi înșine. Da. Chiar aștept și părerile voastre. Când nu mai ajung să fac sport, să vă arăt cu ce pot eu de letnicesc. Uite, de exemplu, pot să fac exerciții, da? Cu această cutie plină de bunătăți de la Glowrious Cosmetics. Nu știu exact câte chile are, dar să știți că nu e ușor. Arătați că vreau să stau dreapta ca să nu mă doare. Așa. Lăsând exercițiile la o parte, că mi le fac o altă ocazie. Vreau să vă spun doar atât că la următoarea întâlnire Parfum și Ceai, voi cred că o să vedeți clipul după. Da, pentru că astăzi este 16, mâine mă văd cu fetele, vom avea surprize foarte, foarte, foarte frumoase din partea glowrious.ro. Rena, îți mulțumesc din tot sufletul pentru că o să aduci în viața mai multor persoane niște surprize cu adevărat plăcute și utile, și anume cosmetice asiatice selectate de tine. Am încercat eu așa să desfac ușor din pachetele, pentru că na, oricum unul va fi al meu de aici, ca să vă fac așa un quick preview. E o mască Amino Moisture Surge. Mai avem aici un pliculeț cu ceva Probiotic Scalp, shampoo, tot felul de sample-uri de cosmetice foarte atent selectate, AHC, cremă de ochi. Ce vreau să vă spun este că de când o cunosc pe Rena și o cunosc de niște ani, aici ce mai este First Cleansing Oil, Pure and Fresh. Rena este genul de om nu perfecționist, ci sedată de detalii și de a fi în ajutorul clienților și în ajutorul femeilor care vin să cumpere de pe glowrious.ro. Și asta nu e o chestie pe care o să ziceți, da, sigur, o face numai cu influencerii, că de aia. Cât stau eu acum de vorbă cu voi, să nu uitați, dacă aveți nevoie de SPF, vă recomand, nu știu cum să vă recomand acest SPF, care este foarte ușor și foarte lejer pe zona ochilor. Am văzut că acum este la reducere, la aveți în două formate pe glowrious.ro. Este genul de SPF care nu poți să-i găsești niciun defect. Dacă voi găsiți un defect, vreau frumos să-mi faceți și mie reclamații. Și asta îmi place la Rena, că Rena este genul de patron român, de antreprenor, care nu bagă pe gât clienților produse. Oamenii care au comandat la ea și mi-au povestit, oamenii care au comandat pe urma recomandările mi-au zis, măi, deci am vorbit cu ea, m-a întrebat de aia, zis, nu-ți lua aia, vezi că aia ți-ar potrivi, ce poți, așa, adică nu este genul de om, a, da, lasă că e bun și aia, adică face cu adevărat un serviciu clienților și oamenilor care își comandă cosmetice. Am văzut că ea de multe ori selectează anumite produse, le încearcă ea întâi să-i treacă ei prin toate testele și prin toate pretențiile ei, și dacă acele produse nu trec de standardele ei, ea nu le bagă pe site. Și ce o recomandă, uitați-vă vă rog frumos la story-urile de pe glowrious.ro cu tenul ei și cu rutina ei. Este suficient să-i vezi tenul ei și rutina ei ca să înțelegi că nu e doar profesionist în zona de frumusețe, este un om care este ceea ce predică și este rezultatul muncii ei. Eu mi-aduc aminte la primele noastre discuții, am întrebat-o, dar ce ți-ai făcut la față? Nu, zice, doar prin rutină și printr-o grijă excesivă asupra tenului. Și vă reamintesc de acest SPF și celor care sunteți foarte... nu-mi place SPF, nu... Asta sigur o să vă placă. Chiar sunt foarte curioasă ce vor spune fetele care vor veni la parfum și ceai, acum pe 17 aprilie ce vor spune de produsele pe care le vor primi din partea Renii. Rena, glorious.ro, un magazin pe care o să-l recomand mereu.